Alături de mine Florin. Bună, Florin! Bună! Ce faci la Midnight Poker? În seara asta am venit să mă distrez și să iau banii să plecăm mai repede acasă. În Timișoara? Din Timișoara, da, pe lângă o comună micuță. Spune-mi, cum ai început să joci poker? Cu din pasiune, cu prietenii, cu anturajul. Haide, facă și tu, haide să încerci și a început să-mi placă. Și încep din ce se dezvolt din ce în ce mai bine. Vrei ca pokerul să devină pentru tine o profesie și nu doar o pasiune? Mi-aș dori să devină o profesie, de asta mult de muncit. Vedem pe parcurs ce se poate întâmpla. Acum, cum îți dezvolți abilitățile tale pentru poker? Ce faci în plus? Păi încerc să citesc, să studiez, să vizualizez mai multe jocuri, mai mult jucător, fiecare ce stil joacă și să vedem ce putem să facem mai departe. Un jucător preferat din România ai? Din România nu. Din afară? Negreanu, este clasic, mai pentru toată lumea. Ai vreo strategie pentru masa Midnight Poker? Nu am nicio strategie, las să văd cum o să descurcă jocul. Două cărți pe care tu le consideri preferate pentru tine? 10 și juvete. Mai avem aici un valet 10. Să vedem cine o să fie câștigător. Cu sper să-ți dau cecul la sfârșit și mulțumesc mult. Și eu mulțumesc.